Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Mai ales de când mă preocupă Casa Buhnici, am început să mă uit cu atenție la soluții de încălzire, răcire și așa mai departe. Și, pornind în căutarea unei centrale termice conectate și inteligente, nu se putea altfel, am ajuns la cei de la Ariston, care o să ne arate o centrală care poate fi controlată complet de la distanță cu telefonul. Și oricare că am fi prima. Dar o să ne spună mai multe Dan. Salut, Dan! Bună! Mulțumim pentru găzduire. Aplicația care se montează pe telefonul mobil poate fi descărcată din iOS, adică pentru din iPhone. App Store și din Google Play. Și din Google Play. Știu că tu ai instalat-o. Da, și ai să faci repede demonstrația. Ok. Și? Deci am intrat în aplicații. Eu am instalat Ariston.net. Ok. Partea aceasta este partea de încălzire, în care ne arată în timp real ce temperatură este setată și ce temperatura reală. Unde avem 5 grade înseamnă temperatura setată, iar 24,4 este temperatura din cameră. De asemenea, să setez temperatura de apă caldă de înașeră și să modific modul de funcționare. Adică poți să faci glume proaste pentru cei de la duș, nu? Cu siguranță. La ce mă ajută? La ce mă ajută? Mă ajută să întotdeauna să-mi scad consumul de curent, de energie pe care îl folosesc. Pentru că gazul costă. Și atunci cum fac eu să-mi scad costurile? Pentru că am văzut că în reclama voastră spune că până la 25% mai puțin consum. De unde vine treaba? Din optimizarea și modul de funcționare pe care poți să-l verific tot timpul. Și de asemenea prin sfaturi pe care aplicația ne le poate oferi. Hai să ne jucăm un pic cu ea. Și da, să văd ce înseamnă această optimizare. Imediat. Deci în momentul de față centrala mea este inactivă. O să-i dau drumul. Vedem ce se întâmplă în momentul de în centrală. Deci setările care sunt 11 grade. Este setată pentru căldură și de asemenea în casă am 24 de grade. Eu pot să modific temperatura, este foarte frig, mă îndrept către casă. Ok. Și vreau să modific temperatura. Și aici e foarte interesant. Văd o frunzuliță în dreptul temperaturii de 20 de grade. Practic, asta e temperatura recomandată de aplicație, nu? E o temperatură recomandată de aplicație pentru a obține un maxim de economie. Dar eu cred că la 20 de grade ar trebui să fii confortabil în casă. Nu trebuie să stai neapărat în pantalon scurt. E o chestie foarte personală. Într-adevăr. Dacă voi alege, de exemplu, 20 de grade, mă întreabă până la ce oră vreau să fac această temperatură de 20 de grade. Și o să o punem până la ce? Până la ora 15:30. Centrala nu va pleca în momentul de față, pentru că în casă am 24,5 grade. Și atunci pleacă doar dacă scade doar dacă scade sub acele 20 de grade pe care i-am fixat eu. Am înțeles că pot să fac programări și mai avansate de atât. Da, sunt multe scenarii pe care aplicația le are în interior. O să dăm pe scenarii. Și avem 4 scenarii. Family, care înseamnă momentul în care toată familia pleacă dimineața și se întoarce seara. No lunch. Adică nu ești acasă la prânz? Nu ești la casă la prânz. Eu nu sunt niciodată la prânz acasă. Hai atunci hai să alegem no lunch. No lunch. Ok. Și ce înseamnă asta? Că pe no lunch am stabilit, văd aici că centrala ar fi activă dimineața la 6. Dimineața la 6. Înainte de trezire. Înainte de trezire, tocmai ca să te pregătească, să ne trezim cu zâmbetul pe buze. Și apoi se oprește pentru că toată lumea pleacă la ora 8 de acasă. Bine, cu rezultat să plece mai devreme. Așa, și apoi avem... Pleacă mai devreme. Și apoi văd că pornește iarăși spre după amiază pe la un 4, așa. Pe la un 4. Când ne reîncălzește, apartamentul sau casa în care locuim pentru a reveni în condiții, să spunem, de confort. Și o ține până la ora 22, când o ține până la culcare, iar în timpul somnului... Temperatura este recomandă să fie puțin mai mică pentru a avea un somn recomandat. Cam cât e? Deci normal ar trebui să fie o diferență de 4-5 grade între temperatura normală. Cât de eficient este scenariul ăsta până la urmă din testele voastre de până acum? El este eficient și mai ales este foarte eficient în modul de a alege scenariul, pentru că aici scenariul e deja făcut, nu trebuie să te complici să faci pe fiecare zi scenariul. Pentru că dacă ne uităm, avem sâmbătă și duminică, când scenariul se schimbă. Dacă sunt de acasă, mă trezesc mai târziu pe la 8 și stau tot iarăși toată ziua. Iar sâmbătă, când toată lumea stă mai târziu, ea duce undeva până în jurul de ora 23, împătrează temperatura. Astea sunt presetate. Cum fac să modific unul dintre ele? Să zicem că, nu știu, miercuri am o zi în care stau acasă. Aici trebuie să intrăm pe fiecare și să facem setările separate. Și atunci trebuie să intrăm, de exemplu, dacă vreau să stau până miercuri, intru pe ziua respectivă și modific în ziua respectivă. Așa, până la ce oră stau. Pot să fac modificări în fiecare zi. În fiecare zi, da. Și o altă interesant pentru aceea, de exemplu, plec repede de acasă, mă duc la o cină într-o seară, pot să-i dau imediat pe mod vacanță, centrala se oprește. Dar ce înseamnă că se oprește? Ce înseamnă că se oprește? Ea rămâne la, în primul rând, toate sistemele de siguranță sunt activate. Sistemul anti-îngheț, dacă suntem în timpul iernii, sau de asemenea păstrează temperatura la 17 grade constant în casă. Nu coboară sub 17? Dacă noi recomandăm
O scădere mai, o să plătești la 17 grade, pentru că o scădere sub 17 grade duce la un consum prea mare în momentul când reîncălzi casa. Mai spune că mai am și alte lucruri pe care le pot face în aplicație. Putem să deschidem un ecran în care noi am încercat să facem un ghid prin care putem să economisim și prin care absolut putem, avem un shortcut către site-ul nostru în care avem câteva informații cum putem să optimizăm modul de funcționare a unui echipament termic, tocmai pentru a reduce consumul. Și putem încerca, apăsând, și aici mi arată un scenariu posibil în care eu pot să economisez cu 10% consumul de gaz metan pe o centrală termică în condensare. Cel mai probabil în familie, capul familiei va folosi aplicația, adică noi băieții. Și totuși, dacă intervine cineva peste noi, am putea să verificăm lucrurile da, aici. Tocmai de asta e făcută și această istorie. Câți utilizatori se pot conecta simultan la centrala mea? Unul singur. Unul singur? Doar eu, dar eu, ca și utilizator, pot să mă conectez la două centrale. Doar să fie a mea. Da, dacă dau userul și parola mea pe un alt telefon, se intre, poate soția? Da, se poate. Se poate? Se poate. Numai cu userul și cu parola. Ce altceva mai pot face? De asemenea, centrala poate să ne atenționeze asupra situațiilor neplăcute când avem anumite erori legate de funcționare, cum ar fi lipsa gazului metan. Hai să vedem centrala și să vedem cum se întâmplă atunci când ai și o avarie cu centrala. Este scenariul cel mai urât posibil, mai ales într-o zi de iarnă. Da. Instantaneu a primit comanda. Prin cloud? Prin cloud. Și ce se întâmplă? Putem să a trecut pe încălzire. Deja mi-a dat o primă eroare. Așadar, semnalare 5-1, prima aprindere ratată. În momentul de față, centrale încearcă au 3 aprinderi, 3 sesiuni de aprinderi, să fie sigure că au rămas fără gaz. Deci, în momentul de față, nu este avarie, este doar atenționare. O alertă. O alertă, care nu este transmisă către telefon. Și după vreo 30 secunde, am dat pe repede înainte, am ajuns la lipsă flacără, eroare 501. Iar pe aplicație văd că ai Your Boiler is Blocked. Ce se arată? Boilerul nu este blocat în acest moment, a intrat în eroare de lipsă gaz. Pe lângă faptul că mă anunță ce s-a întâmplat, îmi și spune ce s-a întâmplat cu centrala. Așadar, eu pot să știu de la distanță? Pot să știu de la distanță tipul de eroare și ce fel de eroare. Deci este descrierea eroare în limba română, scrie lipsă flacără. În momentul ăsta, există o singură variantă, trebuie să resetez centrala. Și cum fac asta? Pot să o fac eu? Nu. Din păcate nu putem să o facem din telefon. Trebuie să ajungem acasă pentru că s-ar putea această blocare, această 501, să fie legată de o scurgere de gaz. Să fie legată de o avarie la rețeaua de gaz. Eu trebuie să verific înainte să văd că totul este ok. Cine mai vede eroare în afară de mine? Pentru că mi-ai spus că mai este cineva care urmărește eroare. În baza unui contract și în baza unei condiții contractuale care se poate face cu un centru service, această eroare poate fi văzută și de către centru de service. Și la ce mă ajută treaba asta? Dacă eu tot aflu din aplicație, la ce m-ar ajuta un abonament cu un service? Ei poate să mă anunțe pe un alt telefon de rezervă pe care l-am, soția sau... Adică mă sună? Mă sună, da, poate să mă sune și să-mi spune aveți o eroare, s-a întâmplat ceva cu centrala sau... Dacă contractul presupune acest lucru, se pot deplasa imediat la locul de față să mă aștepte. Așadar, pot să-mi iau centrala cu tot cu un abonament de service. Un abonament de service. Ce poate să facă serviciul de la distanță în legătură cu centrala? El poate să corecteze anumiți parametri sau să mă atenționeze pe mine. Dar strict legat de intervenția asupra resetare, modificare agent termic, modificare mod de funcționare, numai după ce eu dau accept. El îmi va cere acceptul și îi voi da acceptul și el îi confirm de fapt că poate să modifice anumiți parametri. Ce alte erori mai poate depista centrala și mă poate atenționa? De la lipsa apă, de la... Deci gaze, apă? Gaze, apă, ventilator, lipsă de ventilație, ventilator blocat, lipsa de comunicare cu placa electronică, erori legate strict de senzori. Am o eroare de comunicare cu senzorul de interior, senzorul de exterior, care poate să-mi afecteze confortul din casă și de asemenea poate fi atenționat de fiecare dată când trebuie făcute reviziile sau verificările tehnice periodice, care sunt obligatorii prin lege. Mai ales că centralele sunt lucruri foarte importante într-o gospodărie. Mai ales. Mai ales. Ultima chestie, am lăsat pentru final un lucru capital. Cât de sigură este conexiunea asta de internet între centrală și telefon? Mai pe românește, poate să hackerească cineva centrală? Toate datele ajung într-un cloud, într-un server cloud, în care fiecare gateway, fiecare dispozitiv are un număr și în momentul când eu creez acea parolă și acest user, îi se alogă numărul respectiv.
Și în momentul de față nu pot să intru eu sau să modific sau altcineva să-mi hăcuiască acel server pentru a ajunge să-l culege informații sau putea să modifice anumiți parametri în mod direct către centrală, pe centrală. Așadar e conexiune criptată și există întotdeauna cineva care verifică lucrurile astea. Mai ales când vine vorba de centrală, este un lucru important. Dan, îți mulțumesc pentru toate informațiile. Așadar, cam așa funcționează sistemul Ariston.net, o soluție pentru cei care folosesc centrale moderne pe gaze și ar vrea să le monitorizeze de la distanță. Sistemul este compatibil și cu alte soluții solare, spre exemplu și de alte boilere de care am mai auzit de la cei de la Ariston, dar despre ele cu siguranță o să mai vorbim și în alte ediții viitoare. Așadar, dacă vrei mai multe informații de casă și inteligente pe deasupra, urmărește-mă cu serialul Casa Buhnici. Până data viitoare, numai bine!